Bună ziua, sunt Camelia Cichi, bine ați venit la Ora Regelui. Au trecut 3 luni de când pe aceste scări și în acest loc mii de oameni au stat la cozi zile întregi pentru a ajunge la sicriul majestății sale ca să și-a rămas bun. Mulți dintre voi mi-ați mărturisit atunci că nu o să-l uitați niciodată pe majestatea sa, regele Mihai. Așa este, regele Mihai va rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre, dar și în istoria României. Ne-a lăsat multe moșteniri, cum este și această emisiune, unde vom continua să vorbim despre personalitatea regelui Mihai. Dar pentru că este an centenar, vom vorbi și despre Carol I, cel care a modernizat România, despre Ferdinand Întregitorul, dar și despre Regina Maria, cei care au făurit România mare. Nu va fi uitat nici Carol al II-lea, cel care a culturalizat-o. Ora Regelui va continua să vorbească despre istoria adevărată, cea care v-a fost interzisă încă de pe vremea comuniștilor. Cumpătat, cum îl știm, majestatea sa, regele Mihai, nu a lăsat lucrurile la voia sorții. Încă din 1997 și mai apoi din 2007 și-a desemnat succesorul. Toată lumea știe că moștenitoarea de drept a regelui Mihai este majestatea sa, Margareta, custode al coroanei. Regele Mihai a dorit să ne lase o regină care să-i continue acțiunile, care să-i ajute pe români să țină fruntea sus și care să reprezinte România în țară și în străinătate. L-am chemat alături de mine astăzi pe Cătălin Șerban, care este reprezentant al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, alături de care vom vorbi despre noul statut al casei regale, pentru că acesta a fost foarte discutat, mai ales după ce majestatea sa, regele Mihai, ne-a părăsit. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Da, regele Mihai nu a ales întâmplător data de 30 decembrie 1997 și de 30 decembrie 2007. Atunci se împlineau 50, respectiv 60 de ani de la abdicarea forțată. A avut mare încredere în prima sa fică, în Margareta, și de aceea a desemnat-o custode al coroanei române și principesă moștenitoare. Trebuie spus că nu există un alt act care să demonstreze contrariul sau să există vreun alt act care să spună despre un alt membru al familiei regale că este în poziția asta. Nu, există un singur act, cel din 2007, normele fundamentale ale casei regale a României, prin care prima sa fiică, Margareta, este desemnată ca succesoare la șefia casei regale a României și într-o eventualitate a restaurării monarhiei ca regina României. Și nouă ne-a declarat adesea majestatea sa în interviuri că moștenitoare este majestatea sa custode al coroanei. Și totuși au apărut tot felul de discuții dacă avem sau nu o regină. Da, cred că mai ales în sufletul celor care milităm și sperăm să se restaureze monarhia, pentru noi Margareta, custodele coroanei, este regina României, pentru că este un lucru meritat în primul rând. Ea continuă ceea ce au făcut și celelalte regine ale României, Elisabeta, Maria, regina mama Elena a regelui Mihai, chiar și regina Ana. Este implicată profund în problemele societății române și este normal să fie și așa. Să nu uităm că este primul membru al familiei regale care după Revoluția din 1989 a pășit în România în data de 18 ianuarie 1990. Ceea ce mi s-a părut mie extraordinar a fost și faptul că a donat sânge pentru români. În afara ajutoarelor numeroase pe care le-a adus și a acțiunilor pe care le face prin fundație,
Spuneai că continuă activitatea reginelor. Mie mi se pare că și a regilor. Și a regilor, da. Și a fost tot timpul o persoană, și este o persoană curajoasă. Adică nu este ușor la nicio lună de la Revoluția din decembrie 89 să vii în România, să stai într-un apartament la Hotel Intercontinental sau să mergi cu trenul de la București la Cluj alături de sora mai mică, de Principesa Sofia, când lucrurile erau destul urmărită tot timpul, dacă este da, să citim și cartea erau... jurnalistei, da, care a însoțit-o, Daniel Maife. Da, prietena familiei regale din Elveția, întoarcerea regelui Mihai. Nu sunt lucruri simple. Lucrurile astea trebuie cunoscute de oameni, să știe exact că ceea ce a decis majestatea sa, regele Mihai, este perfect legitim, corect și meritat pentru prima sa fiică. Ce prevăd normele actuale ale casei regale? Cine este șeful casei regale și ce rol are acest șef al casei regale? Șeful casei regale este Margareta, custodele coroanei române. Ea va continua opera, să spunem așa, și activitatea casei regale a României. Se va implica în toate domeniile, de la cel cultural, educațional, sportiv, chiar și pe un plan diplomatic și militar va avea un rol. Puțin știu că au făcut-o și până acum, atât familia regală, cât și majestatea sa, regele Mihai. Iar acum, nu știu dacă ai observat din emisiune, de la știrile noastre, de la TVR, de curând chiar guvernul i-a cerut-o oficial să se implice în centenar. În proiectul centenarului Marii Uniri și în faptul că promovarea României și să pregătească oarecum faptul că România din ianuarie 2019 va deține și președinția Consiliului Uniunii Europene. Mi s-a părut foarte apropiat de momentul, sau foarte asemănător, dacă vrei, de momentul în care majestății sale, regiului Mihai, i s-a cerut oficial să ne ajute să ne integrăm în Uniunea Europeană și mai apoi în NATO. Eu cred că la ora actuală nu avem altă instituție care să se bucure pe plan internațional și intern de prestigiu și respectul pe care îl are Casa Regală a României. Astăzi tu simți că ai o regină? Putem să-i spunem majestății sale Margareta că este regină? Insist pe acest subiect, da, este... pentru că este unul foarte disputat și între monarhiști, dar și între presă. Este sau nu este regină? Este regină pentru că România în sufletul ei este și acum monarhie constituțională. Consider că forma de guvernământ care este trecută în Constituție nu își găsește un rost, nu are o tradiție în țara noastră. Și consider că prin faptul că familia a fost impusă cu tamburile, a fost impusă cu forța, apoi printr-un simulacru de vot în Marea Adunare Națională, Parlamentul de la acea vreme, nu a existat nici în 91 după Revoluție o dezbatere serioasă pe această temă. De fapt, nu știu dacă ar fi trebuit să existe o dezbatere până la urmă. Ar fi trebuit constatat faptul că actul de la 30 decembrie 1947 a fost ilegitim și ilegal și anulat și repusă Constituția din 1900, spiritul Constituției din 1923, adaptat la anii 90 atunci. Da? Din păcate s-a ratat acel moment. Mi-am adus aminte ce spunea unul dintre membrii Consiliului Regal, Consiliul Regal al Majestății sale regelui Mihai, în toamnă, când i-am luat un interviu, spunea că România este o țară puțin mai aparte față specială. Specială. Și că, uite, iată că, deși suntem republică, avem aici, dacă vrei, o monarhie funcțională. Nu încă una constituțională. Da, așa e. Se aseamănă mult de ceea ce povestești. Are dreptate. Casa Regală se bucură de multe onoruri și privilegii, dar are și obligații, să spunem. De aceea se poate considera că, da, suntem funcțional într-o monarhie. Pentru a proteja ceea ce face Casa Regală și pentru a duce mai departe, este necesar ca acest lucru să fie trecut la un moment dat și în Constituție. Dar mai sunt pași de făcut. Elitele încă nu sunt convinse. De fapt, elitele nu au un plan, nu au un proiect pentru România, pentru că dacă ar avea și ar fi lăsate sau ele ar fi capabile să conceapă un astfel de plan, atunci sigur s-ar lua în calcul și restaurarea monarhiei constituționale și unirea cu Basarabia, care sunt două reparații istorice necesare pentru această țară. Mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani, într-un interviu, majestatea sa Margareta îmi spunea că a realizat o viziune pe 30 de ani. Pe 30 de ani. Da. Ceea ce nu am auzit la niciun politician. Nu am văzut la niciun președinte. Vreau să te întreb, cine sunteți voi? Am văzut că sunteți foarte mulți tineri în această asociație.
Da, este o asociație care își dorește să schimbe forma de guvernământ în România. Este cea mai activă și dinamică asociație monarhistă de după 90. Sperăm că mulți dintre noi care ne-am adunat în această asociație vom ajunge să și decidem din punct de vedere politic. Pentru că acolo este cheia. Aici ne-am făcut oarecum încălzirea în această asociație, dar... Dar nu e contra principiilor majestății sale care nu se amesteca politic? Păi majestatea ta nu se amesteca în politică, dar politica trebuie să o facă cineva. Și Casa Regală face un soi de politică, dar deasupra partidelor, să-i spunem nepart, face o politică nepartinică. Care mai urmărește... degrabă un lobby și ne ajută să rămânem demni și ajută România prin acțiuni concrete, caritabile și nu numai de imagine, foarte importante. Politica Casei Regale a fost întotdeauna să urmărească linia neamului. Da. Această linie a neamului de care, din păcate, partidele de după 1990 s-au îndepărtat. Da, nu. De aceea este important ca cei care vom milita în continuare... Vorbim de continuarea tradițiilor. De continuarea tradițiilor și de promovarea României pe plan extern. Mulțumesc mult! Plăcere! Imediat după doliul de 40 de zile, am însoțit-o pe majestatea sa, Margareta, custodele coroanei, la câteva dintre instituțiile care au fost implicate în organizarea funeralilor regelui Mihai. Majestatea sa a dorit să le mulțumească soldaților gărzii de onoare, angajaților primăriei, dar și jandarmilor pentru eforturile pe care le-au depus. Și jandarmeria este recunoscătoare familiei regale pentru că i-a dăruit 2 cai. La plecare, jandarmii au invitat-o pe majestatea sa și pe alteța sa regală, principele Radu, să ia prânzul împreună la popotă. Custodele coroanei a vizitat pe militarii brigăzii 30 gardă Mihai Viteazu pentru a le mulțumi pentru garda permanentă pe care au făcut-o la catafalcul regelui Mihai. Ei spun că majestatea sa a fost camaradul lor și de aceea au fost implicați și sufletește. Anul trecut, la funeralile reginei Ana, au procedat la fel. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru primirea. Dar în principal tot ce ați făcut pentru funeralii tatălui meu. A fost absolut extraordinar cum v-ați comportat și nu știți câte scrisori am primit din familiile regale din afară și șef de stat și tot felul de oameni care au fost aici și el l-a ținut foarte mult la armată. Un camarad, ați spus, nu? Camarad. Și pentru asta cred că ar fi fost foarte recunoscător pentru ce ați făcut. 11 dintre militari au dat onorul regelui pe aeroportul din Geneva și au însoțit sicriul cu majestatea sa în aeronava militară care l-a adus acasă. Timp de 7 zile au stat pe rând la catafalcul regelui și după ce se închideau ușile Palatului Regal, au fost pe tot traseul funeralilor până la Curtea de Argeș. 30 gardă vă oferă o mică amintire. Este tablou reprezentând construcțiile simbolice, ca să zic așa, care definesc această cazarmă. Statuia domnitorului Mihai Viteazul, cazarma, corpul principal al cazărmii și biserica Sfântul Mare Mucenic Mir. Vă luăm loc în birou meu. Regele Mihai a fost un camarad special, el a fost capul armatei și a comandantul suprem în timpul unui război mondial a Armata României și pentru orice militar înseamnă foarte mult faptul că ultimul mareșal s-a stins. Sunt momente deosebite. Noi, practic, am avut o șansă imensă să trăim aceste momente istorice. Nu s-a mai întâmplat în România și se întâmplă, vă dați seama, destul de rar în lume, în general, dar pentru România, personalitatea maestății sale Mihai I a fost copleșitoare și noi am încercat să ne ridicăm la înălțimea acestui eveniment. Comandantul unității a făcut parte și din garda de onoare care în 2003 a adus în țară din Portugalia osemintele regelui Carol al II-lea. Ne-am deplasat cu aeronava prezidențială, încă era funcțională.
La Muzeul Gărzii de Onoare, majestatea sa a ascultat cu atenție poveștile uniformelor pe care le-a purtat de-a lungul istoriei această unitate de elită. Regele Mihai a fost pasionat de uniformele militare și a încăput până la 96 de ani în uniformele din tinerețe. Uniforma din 1990 cu aceste prelungi de elementele din regulamentul asupra potrivit militarilor din perioada interbelică. La biserică, familia regală a aprins lumânări în cinstea eroilor. Și jandarmeria a fost vizitată de familia regală. A fost întâmpinată de cavaleria jandarmeriei, din care fac parte și doi cai superbi, care au fost donați de Casa Regală Apărătorilor Ordinii. Parcă are catifea. Casa Regală a sprijinit întotdeauna jandarmeria. Jandarmeria română, încă de la începuturi, a fost unitatea de gardă și de elită a Casei Regale. Noi am avut structură de cavalerie la nivelul întregii țări și tradiția asta vrem să o continuăm. Sprijinul enorm pe care ne l-a acordat Casa Regală în sensul ăsta, noi sperăm să continue și să ducem tradiția mai departe. Cum îl cheamă? Petrică este numele lui, este un caraunez de sport. Și împreună la funeralii? Da, împreună. Ce ați simțit? Cum a fost pentru dumneavoastră? Este o misiune care nu te întâlnești de două ori în viață. A fost o mare onoare să facem parte din Garda Majestății sale. Ca și mine, toți colegii au fost emoționați și au fost onorați în același timp. Jandarmii au oferit fiicei regelui Mihai o mică ceremonie. Destinul instituțional al jandarmeriei române a fost și el strâns legat de monarhie. Sunt aici să vă mulțumesc din inima pentru nu numai colaborare de secol, dar și pentru tot ce ați făcut în momentele foarte grele pentru noi. Și asta a însemnat pentru noi că ne-am simțit mult mai bine. Că a fost un eveniment trist, funeralii tatălui meu, și pentru țară, dar de fapt a fost și înălțător. La biserica din curtea jandarmeriei, custodele coroanei s-a recules și a vorbit cu preotul care i-a dăruit o icoană. Pentru că s-a făcut ora prânzului, jandarmii au invitat-o să mănânce împreună, la popotă, fasole cu ciolan. Cum a fost minunat? Minunat. O să furăm bucătar de aici. Da. Nu ne lăsați fără bucătar. Rețetele vi le dăm. Să venim mai des aici. Minunat. Cum a fost această vizită regală? Emoționantă. Pentru toată lumea a fost o emoție care cred că s-a transmis și dincolo de vorbe, de gesturi. O emoție, vreau să cred, și am simțit-o de ambele părți. A fost ideea dumneavoastră să invitați la masă, la popotă? A fost ideea noastră pentru că am vrut să se treacă un pic și de cadru oficial, dacă pot să spun așa, într-o atmosferă mult mai caldă, unde să se simtă omul din spatele uniformei. Primăria a contribuit la evenimentul istoric prin instituțiile pe care le are în subordine. Consiliul local a și votat ca parcul Herăstrău și o bucată din bulevardul Chiselev, unde se află și Palatul Elisabeta, să se numească Regele Mihai. Ați oferit Europei și lumii întregi fața unei Românii necunoscute și am primit sute de scrisori în acest sens. Conaționalii noștri au fost în acele zile în comuniune, mândri, îndurerați și înălțați sufletește. Iubirea, respectul și admirația cu care românii au condus pe regele lor pe ultimul drum ne-au emoționat profund. Vă mulțumesc din inimă. Am participat cu toții la funeralii și am fost la fel de emoționați, la fel de îndurerați, la fel de triști ca toți românii în acele zile. Cred că fiecare în parte am avut ce învăța și nu vom uita niciodată tot ceea ce ne-a rămas și ne va rămâne în amintire pentru întreaga viață și putem lăsa moștenire copiilor și nepoților noștri.
Devotament, profesionalism și suflet. Așa a caracterizat majestatea sa Margareta, custodele coroanei, munca întregii echipe a televiziunii române, care a asigurat timp de 12 zile funeraliile regelui Mihai. Custodele coroanei a dorit să le mulțumească jurnaliștilor TVR la Palatul Elisabeta. Am vrut foarte mult să veniți aici. Știu că sunt câteva persoane care nu sunt, pare rău, dar totuși majoritatea din dumneavoastră de la TVR 1 sunteți. Ați arătat talent, profesionalism, devotament, energie și suflet. Și asta ne-a ajutat în momente dificile pentru noi și pentru națiune. Ne onorează și ne bucură în egală măsură. Este semnul cel mai clar al recunoașterii și aprecierii muncii pe care o facem. Așa cum ne-a onorat desemnarea de către Casa Regală a televiziunii române drept producător exclusiv al evenimentului. A fost într-adevăr un maraton de ediții speciale, cu siguranță cea mai grea și complexă transmisie TV din istoria României, un eveniment care s-a derulat pe mai multe zile în mai multe orașe și locații. Dar a meritat, am readus în atenția publicului istoria adevărată a României, personalitatea copleșitoare a maestății sale defuncte, rol pe care l-a avut în istoria României și în viețile noastre. Familia Regală a făcut cunoștință cu o parte dintre jurnaliștii care am lucrat în cele aproape 2 săptămâni în România și în Elveția pentru a asigura transmisiile istorice din timpul funeralilor regale. Atât de bine făcut și atât de profesional, că mi-a fost chiar un moment foarte dificil pentru mine, puteți imagina, și pentru familia mea. Dar o mândrie pentru profesionalism și obiectivitate în care s-a lucrat la televiziune. Și am simțit și eu o căldură umană și un sens că aveți sensul istoriei. Și deci ne-a ajutat puțin să depășim dureri de aceste momente și vă mulțumesc pentru asta, tuturor le mulțumesc pentru asta. V-ați gândit în momentele respective dacă i-ar fi plăcut majestății sale ce s-a întâmplat? Sunt absolut sigură că am simțit că el este mândru de ce se întâmplă și poate chiar puțin foarte modest el, deci poate ar fi spus tot asta pentru mine. V-am ținut la curent cu ce s-a întâmplat în Elveția timp de 9 zile. Apoi am revenit în România. Am continuat să transmit de pe ultimul drum al majestății sale, regele Mihai, de la Castelul Pele și de la Palatul Regal din Calea Victoriei. În toate aceste zile l-am simțit așa pe majestatea sa deasupra noastră, uitându-se peste toată România, așa. În momentul în care au venit mii de oameni în piața Palatului Regal, mii de oameni în Elveția, acolo, la biserica din Lausanne, mă gândeam cum se uită și se bucură și are lacrimi în ochi, pentru că de câte ori majestatea sa era emoționat, iubind foarte mult românii, îi dădeau lacrimile. Au fost momente unice pe care le trăiești o singură dată în viață. A fost greu, foarte greu. Din mai multe puncte de vedere, frigul. Stăteam de dimineață până la de la ora 7 până la orele 21 afară pe stradă, aveam transmisii din oră în oră și între transmisii mai se dădeau materiale. Drumul lung a fost foarte greu. Pot să spun că a fost cea mai grea deplasare a mea de când fac această meserie. Toată echipa de la Ora Regelui am încercat să îl redăm oamenilor pe majestatea sa, prin intermediul ultimelor interviuri în exclusivitate pe care ni le-a oferit în ultimii ani majestatea sa, regele Mihai. Trist, pentru că nu am doar calitatea de jurnalist în relația cu majestatea sa, regele Mihai. Odată ce-l cunoști pe omul, regele Mihai, ți-l apropii ca pe un părinte, ca pe un membru al propriei familii. Iar despărțirea, despărțire foarte tristă și, prin urmare, vrând nevrând, și la rândul meu am transmis o undă de tristețe pe care nu mi-am dorit-o, evident. Un jurnalist trebuie să-și păstreze echidistanța, dar a răzbătut.
Imaginile perfecte pe care le-ați văzut la televizor au fost transmise de cei mai talentați operatori. Cameramanii au stat ore întregi, nemișcați, unii dintre ei în poziții absolut imposibile. În primul rând, o mare onoare și o plăcere. În al doilea rând, foarte greu, deoarece am avut de coordonat, cred că în jur de 80 de camere, vreo 6-7 care de televiziune, o perioadă de 5-6 zile. Pentru televiziunea română a fost un efort colectiv excepțional, în care oamenii au adus, pe lângă jurnale sau emisiuni de calitate, mult suflet. Iar telespectatorii au simțit acest lucru și ne-au transmis sute de mesaje. A fost un efort comun al tuturor colegilor din televiziunea română și mă bucur că imaginile filmate de colegii mei au fost difuzate de toate televiziunile mari din România, de televiziuni din străinătate și difuzate de sute de ori. Majestatea sa ne va întoarce vizita luni pe 19 martie. Custodele coroanei va fi oaspetele nostru la televiziunea română pentru a-i cunoaște pe ceilalți colegi. Ultima vizită pe care a făcut-o la TVR Majestatea sa Margareta a fost în urmă cu 3 ani, dar și regele Mihai a fost foarte legat de postul public de televiziune. Imediat după întoarcerea din 1997, televiziunea română a fost una dintre primele instituții pe care Majestatea sa a dorit să le vadă. Prim-ministrul României a implicat oficial Casa Regală în acțiuni de promovare a țării. Familia Regală a început deja vizitele externe. A fost în Emiratele Arabe, dar și în Maroc. Aceste subiecte, dar și altele, le vom vedea la rubrica Agenda emisiunii. Premierul Viorica Dăncilă a participat de curând la un prânz de lucru cu membrii familiei regale la Palatul Elisabeta. A discutat cu Majestatea sa Margareta și cu Principele Radu despre angajarea oficială a Casei Regale în acțiuni de promovare și susținere a României pentru președinția Consiliului Uniunii Europene, precum și relațiile economice cu țările din afara continentului european, dar și în proiectele dedicate centenarului. Sunt acțiuni care se vor desfășura atât anul acesta cât și în 2019. La intrare, Viorica Dăncilă i-a mulțumit custodelui coroanei pentru reperul moral pe care îl reprezintă pentru România. Întâlnire foarte importantă cu Majestatea sa, în care am vorbit despre anul centenar și despre preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, unde Majestatea sa ne-a asigurat că vrea să facă parte din aceste două programe deosebit de importante pentru România. Am cerut ca și familia regală, Majestatea sa, am rugat ca și Majestatea sa să aibă acțiuni care să ducă la promovarea României atât în plan intern cât și în plan extern. Și eu cred că orice om care simte și românește, cred că trebuie să se implice, iar cred că implicarea Majestății sale aduce plus valoare pentru anul centenar, pentru că să nu uităm că istoria este cea care stă la bazele identității unei națiuni. Prima vizită externă de anul acesta a familiei regale a fost în Emiratele Arabe. Imaginile din locurile pe care le-a vizitat sunt spectaculoase. Alteța sa regală, Principele Radu, a reprezentat-o pe Majestatea sa Margareta în această vizită de lucru care a avut loc la sfârșitul lunii februarie. Principele Radu a vizitat Marea Moschee Sheikhul Zayed din Abu Dhabi. Construcția a început în anul 1996 și s-a încheiat în 2007. Sheikhul Zayed, care a pus piatra de temelie a monumentului, dar a decedat înainte de încheierea lucrărilor în 2004, a dorit ca moscheea să fie o întruchipare a aspirațiilor pentru toleranță și generozitate, înțelegere și umanitate. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea Sheikhului Zayed, fondatorul Emiratelor Arabe Unite, considerat părintele națiunii. Alteța sa regală a fost însoțit în această vizită de președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, profesorul universitar Sorin Câmpeanu, și de 17 rectori ai unor mari universități din București și din țară. Principele Radu s-a întâlnit cu Sheikha Lubna bin Khaled Al Qasemi la Universitatea Zayed din Abu Dhabi, în prezența ambasadorului României la Abu Dhabi, Adrian Măcelaru, a consulului general al României la Dubai, Nicoleta Teodorovici, dar și a vicepreședintelui Universității Zayed. Principele Radu și Sheikha Lubna au discutat despre colaborarea dintre Universitatea Zayed și universități și organizații din România, pentru ca studenții și profesorii să facă un schimb de experiență profesională în domenii precum mass media, arte vizuale, IT, business și activități sociale.
Apoi principele Radu a fost primit de ministrul educației Hussein bin Ibrahim al Hamadi la Ministerul Educației al Emiratelor Arabe Unite. Principele și ceilalți oaspeți români au vizitat modernul campus al universității, fondat de șeicul Zayed bin Sultan al Nayan, cu exact 20 de ani în urmă. Cea de-a doua vizită externă a familiei regale a fost în Maroc. Iar săptămâna viitoare, la ora regelui, vă prezentăm detalii din această călătorie în interesul țării. Majestatea sa Margareta a vizitat secțiile de primire a urgențelor, secțiile ATI și zona de simulare unde se instruiesc studenții și rezidenții de medicină de urgență pe manechin care pot striga exact ca și pacienții adevărați. Acesta este un manechin de bază, adică întâi omul învață, studentul, rezidentul învață să facă manevrele de bază, pe asta să facă masaj cardiac, pe acela să intubeze. Acesta este un manechin 3G. Da. Acesta este un manechin 3G, în sensul că el poate fi luat și pus și în stradă. Deci în el, în general, îl folosim. Este absolut independent. Da, poate să plângă și cu lacrimi. Are absolut toate secrețiile. Spitalul de urgență s-a născut la recomandarea pe care regina mamă, Elena, împreună cu fiul său, regele Mihai I, era la Florența și a făcut o apendicită acută. Și a umblat cu copilul de mână o zi și o noapte. Abia a doua zi a putut fi operat. Când s-a întors în țară, l-a invitat pe profesorul Teodor Firică, l-a invitat la Sinaia, la Peleș, pentru o discuție profesională. Discuția a fost vis-a-vis de a se dezvolta un spital de urgență în București. Vechiul spital a fost pe bulevardul Ion Mihalache, dar a fost bombardat în timpul celui de-al doilea război mondial. Iar lucrul acesta, să știți că este confirmat printr-o scrisoare pe care noi, autorii, am avut-o cu majestatea sa, dacă ne dă voie să publicăm. Și există manuscrisul în care ne-a lăsat să publicăm această poveste. Interesant. Cu Sodele Coroanei a mai fost la Floreasca și în 2015, după Colectiv, dar în secret, fără presă. A fost aici când a fost tragedie de la Colectiv și m-am întâlnit cu medici și chiar cu niște pacienți foarte grav ars. Dorința unui pacient, să nu-i spunem numele, dar... Unul care s-a numit Radu, dar după aceea a murit. Doi dintre pacienții arși, în stare gravă, au cerut ca ultimă dorință să o vadă pe majestatea sa și i-a vizitat pe toți cei care erau internați la Floreasca. Dacă au fost conștienți sau unul a fost pe bloc operator, evident că n-am mers acolo, dar ceilalți care sunt, care au fost mai mult posibil de a vorbi cu ei, a fost și un pianist. Pianistul a supraviețuit. De curând a postat pe Facebook un clip în care cântă imnul regal, deși are degetele încă lipite. Vizita custodelui coroanei regale a coincis cu alerta de gripă. Un caz de gripă, numai ministru știe, și este special izolat acolo, foarte interesant. Acum e o epidemie de gripă. Da, foarte grav și trebuie să ne vaccinăm. Am avut vaccin antigripal și este absolut esențial. Fără asta nu cred că ar fi fost posibil să vin aici astăzi. Am discutat cu majestatea sa mai devreme despre problema asta și despre campaniile împotriva vaccinării care se fac și care sunt extrem de dăunătoare. Extrem de important să se vaccineze, să-și vaccineze copiii și cred că majestatea sa e un exemplu extrem de pozitiv. Dacă s-a vaccinat, înseamnă că știa foarte bine că trebuie să facă acest lucru. Puteți pune un spital în carantină, dar nu puteți să puneți o unitate de primire urgență în carantină. La plecare, unii dintre asistenți, cât și unii dintre pacienți, au dorit să se fotografieze cu regina, emoționați de prima vizită pe care a făcut-o la această clinică, una dintre cele mai mari și mai importante din țară. Poate așa cum și-ar fi dorit regina mamă Elena în anii 30, când a avut ideea de a deschide și în capitala României un spital de urgență. Domnilor, sunt emoționată pentru că, iată, la Radio România este chiar acum în vizită maestatea sa Margareta, custodele coroanei române. Majestatea sa Margareta a aflat povestea radioului chiar de la angajați. A fost deschis în 1928, în timpul primei domnii a regelui Mihai.
Cu un an înainte, regele Ferdinand semnase actul de înființare, dar n-a mai apucat inaugurarea. Primul sediu era într-o clădire de lângă parcul Cismigiu. 10 ani mai târziu, Carol al II-lea a devenit președinte de onoare al Radio România. La 23 august 1944, regele Mihai a anunțat de aici că România a rupt alianța cu nemții. Cred că au mers la palat să înregistreze. Da. Și am auzit acum, că știu de mulți ani, că a dispărut tot ce s-a putut să înregistreze. Nu știu cum se numește. Este din ceară. O placă, da. O placă de bonita. Proclamația către țara Majestății sale regelui Mihai din seara de 23 august 1944 a rulat toată noaptea la radio până când nemții au bombardat clădirea. Clădirea radioului a fost bombardată de mai multe ori, începând din dimineața zilei de joi 24 august. Emisia s-a întrerupt. 16 oameni au murit, iar clădirea a fost distrusă. 4 dintre victime erau angajați ai radio, 10 militari care asigurau paza. Alți 5 angajați și 2 militari au fost răniți. Nemții au atacat mai întâi Palatul Regal, dar Majestatea sa și Regina Mamă plecaseră deja la Dobrița. Vasile Ionescu, directorul radioului din acea vreme, a trecut și el Munții Carpați pentru a continua să informeze pe români și pe străini asupra actului de la 23 august 1944. Vroia să ajungă la posturile Radio România Bod, Dacia, Buceți și Piatra, care nu fuseseră bombardate de nemți. A ajuns cu greu la un alt post de radio, aflat pe Valea Timișului, în apropiere de Brașov. Nu e de mirare că astăzi custodele coroanei a vrut să vadă cum lucrează jurnaliștii din redacția de știri a radio. Cel mai interesant a fost însă în emisie, unde toată lumea a avut parte de o surpriză live, ca și ascultătorii radio. Angajații au fost copleșiți de vizita regală, iar Majestatea sa s-a simțit la fel de bine alături de ei. Vorba aceea, odată în viață, dacă îmi permiteți să spun. Puneți mai mult Elvis decât încă. Și chiar a stat la pupitru. Actorii și regizorii au arătat decorurile improvizate pentru a scoate sunete reale pentru teatrul radiofonic. Scările pe care le urcă, ușile și ferestrele pe care le închid sau le deschid, ca totul să pară cât mai real atunci când înregistrează. Aici a fost difuzată și piesa de teatru scrisă chiar de regele Mihai și regina Ana. Ce v-a plăcut în mod special? Oamenii, m-am simțit foarte bine și profesionalismul lor. Legătura dintre Casa Regală și radio nu este consfințită doar istoric. Unele proiecte anuale ale Radio România au patronaj regal. În fiecare an, de 10 mai, Orchestra Radio difuzează concertul anual, exact atunci când 10 mai era zi națională. Tavi Clonda, solistul care a participat la preselecțiile Eurovision cu piesa King, va colabora cu familia regală. Invitația a fost făcută chiar de către Majestatea sa, după ce l-a invitat pe solist și pe trupa acestuia la Palatul Elisabeta. King, piesa interpretată de Tavi Clonda pentru Eurovision, a fost compusă de Alexandru Luft, un tânăr monarhist pentru a cinsti memoria regelui Mihai I al României. Textul a fost scris de solist împreună cu Denisa Demian. Piesa a atras atenția fiicei regelui Mihai. Majestatea sa Margareta i-a invitat la Palatul Elisabeta la un ceai. A fost o întâlnire caldă și emoționantă, cu prăjituri și muzică. With your smile be above them all, turn dust to gold. What are we waiting for? What are we waiting for? Dar când v-ați pus în genunchi acolo, știți că a fost un tânăr de Vlad, care când a văzut sicriul, da, în genunchiat. Eu am asociat acest lucru pentru că m-a mișcat foarte mult și am asociat aceste două imagini. Da. Familia mea susține Casa Regală și... Sunt monarhist. Vizibil emoționați, cei trei abia s-au atins de prăjituri. Au mai primit o onoare la care nu s-au așteptat să colaboreze cu familia regală în 3 proiecte. Un concert special pentru cu tineri și cu un amestec de genuri muzicale. Și poate și cu fundația mea, care are un program care se numește Tinere Talente, ar fi foarte frumos, un masterclass
sau așa ceva cu tinerii muzicieni. Și al treilea, nu mai știu, este un... O secret. Clipul cu imnul. Da. Un clip special, un clip. Surpriză. Da. O surpriză. Special cu imnul regal, nu? Imnul regal. Da, făcut într-un mod... Special. Și o să vorbesc cu fundația astăzi, dacă se poate face, că noi știți, noi foarte des facem mai clasic opera, dar eu știu că tinerii care fac parte din acest program îi face foarte mult jazz, muzica pop, rock și așa mai departe și ar fi foarte, cred că, de mare succes. Este foarte drăguță și nu mă așteptam să fie atât de caldă și de deschisă. Mă așteptam să fie o atmosferă mult mai serioasă, dar a fost foarte drăguț. Bine, oricum, emoțiile mele m-au copleșit cu totul. Eu am încercat permanent să-mi stăpânesc lacrimile, așa că probabil că îmi voi da seama mai târziu ce s-a întâmplat exact. Ne simțim un pic cu sânge albastru și noi pentru o zi. Suntem emoționați și bucuroși în același timp. Eu împreună cu echipa mea am compus această piesă cu Tavi Clonda și Denisa Demian. Textul în mare îi aparține Denisei Demian cu Tavi Clonda, iar muzica Denisa Demian împreună cu mine e orchestrația în totalitate de mine. King, pentru că noi ne-am gândit la o provocare când am făcut această piesă și provocarea e: ce ai face dacă ai fi rege pentru o zi? Și bineînțeles, această piesă a venit ca un omagiu pentru regele Mihai I al României și ne bucurăm foarte mult că a ajuns mesajul unde trebuie. În semn de mulțumire, Majestatea sa Margareta dorește ca în această vară să organizeze alături de mai mulți artiști un concert regal în Piața Palatului, acolo unde în decembrie au venit mii de români pentru a-l plânge pe regele Mihai. Emoții mari pentru cei 150 de elevi de la liceele centenare care au sărbătorit unirea principatelor române alături de familia regală. Majestatea sa Margareta a avut surpriza să-l descopere printre invitații de la Palatul Elisabeta pe Vlad, liceanul care a îngenunchiat în fața sicriului majestății sale chiar aici, în sala tronului. Noi suntem mereu foarte fericiți că putem primi generația tineră. Cum știți, poate tatăl meu a fost foarte legat de tine și noi o să continuăm acest legament a regelui și în alte lucruri, nu numai cu voi, pentru că sunteți viitorul țării și ținem mult la dumneavoastră. Așadar, acordăm o mare importanță celor 10 ani pe care liceele centenare din România le îi aniversează acum și de asemenea suntem foarte bucuroși că ați avut inspirația și viziunea, chiar patriotismul, aș spune, de a cere regelui Mihai al României în altul patronaj cu 7 ani în urmă, adică la scurt timp de la înființare. Printre elevi, Majestatea sa Margareta l-a descoperit și pe Vlad, liceanul a cărui imagine în genunchi în fața sicriului majestății sale a devenit virală pe rețelele de socializare. Când a vorbit cu el, fiica regelui avea lacrimi în ochi. O să păstrez o fotografie. Pentru mine un fel de emblemă. Și a fost un reconfort, pentru că noi am simțit că oamenii au înțeles și au iubit pe tatăl meu. Deci vă mulțumesc. În momentul ăla am făcut ce am simțit. Nu... aveam un respect enorm pentru personalitatea care a fost regele și acela mi s-a părut gest normal. M-am amintit de funeralii regelui și în același timp mi-a dat speranță și am simțit că toată lumea este împreună și asta e viitorul nostru. Suntem înconjurați de... Am auzit că l-ați invitat la palat. Am auzit că i-ați făcut o invitație la palat. Da, sigur. Asta vrem, să fim mai des aici și noi acolo. Sunt în culmea fericirii, sincer. Chiar nu mi-aș fi închipuit că să ajung vreodată aici, chiar să fiu invitat. Liceenii au primit în dar o carte regală și un DVD. Aici sunt cântecele preferate ale regelui Mihai și reginei Ana de-a lungul anilor. Și din cauza că e o selecție după gustul lor, sunt mai multe feluri de muzică. E și simfonică și...
Toți s-au bucurat că au avut ocazia să stea de vorbă cu fiica regelui Mihai, mai puțin protocolar. Ce subiect preferat? Care e subiectul preferat? Cred că matematica sau fizica, dar nu știu cât de bună sunt la asta. Dar mie tot îmi place. Algebra? Algebra. Algebra și analiză. M-a plăcut puțin. Dar cred că analiza e mai frumoasă decât algebra. Matematică. Da, vă place? Da, suntem la profil de matematică informatică. Dar ne place și istoria, Ah, ok. Da. Matematică nu înțeleg prea. Nici noi foarte mult, dar trebuie să ne facem. Da, bineînțeles. Ce predați? Ce istoria. Istoria. Nu matematică. Acum am auzit de matematică. Care era materia preferată? Biologia. Biologia mi-a plăcut foarte mult. Am vrut să fiu veterinară la un moment dat pentru asta. Dar matematica nu pot să spun că sunt foarte talentată, nu? Aici e matematica. Și aici? Domnul profesor, v-am simțit așa puțin emoționat? E normal să fii puțin, cel măcar puțin emoționat într-o astfel de situație, într-un astfel de loc și într-o astfel de prezență. Ce preferați muzica? Ce fel de muzică? Adele? Depinde. Cred că multiculturalismul este foarte important. Ah, ok. Și în muzică? Da. Multimuzicalitate sau așa ceva? Maestatea s-a neîndemnat să ascultăm și muzică, mai multe tipuri de muzică, inclusiv clasică, dar și cea modernă. Ai aflat cine îi place? Da, am avut surpriza de a afla că maestății sale îi place Smiley, lucru la care nu mă așteptam. Cei mai mulți dintre adolescenți au vizitat pentru prima oară acest loc încărcat de istorie, deși Alianța Colegilor Centenare, din care fac parte, are patronajul regelui Mihai. La noi avem tineri la fundația, care sunt voluntari pentru persoane în vârstă. Răspund la telefon. Voluntari, da. Când o persoană este singură și nu poate să iese și merg acolo. Deci dacă doriți să ne ajutați o zi, ar fi frumos. Da. Mă simt foarte bine și mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Ne-a spus că există un program de voluntari și pentru a ajuta pe cei mai în vârstă. Și aveți de gând să mergeți? Da. Ar fi foarte interesant să ne implicăm. Ești pentru prima dată aici la Palat? Cum te-ai simțit? Foarte emoționată pentru că n-am avut ocazia și cred că e destul de greu să ajungi aici. Intri într-o lume total diferită, o lume de bază, foarte frumos. La plecare, elevii au vizitat Palatul Elisabeta, reședința unde a avut loc abdicarea forțată a regelui Mihai, dar și alte evenimente importante din istoria României. Sâmbăta viitoare vă veți întâlni cu colegul meu, Bogdan Șerban Iancu, la ora 15 pe TVR1, așa cum v-am obișnuit, și la ora 16 pe TVR Internațional. Până atunci, așteptăm să ne scrieți pe Facebook sau la adresa oraregelui@rontvr.ro. Eu sunt Camelia Cichi și vă doresc să trăiți vremuri istorice, dar liniștite. Pe curând!